Bună ziua tuturor! Astăzi va avea loc un eveniment unic în istoria fotbalului bistrițean, aici pe baza sportivă Alex din municipiul Bistrița. În cadrul centenarului Gloria 100 vor intra în teren emblemele clubului pentru a disputa un meci de fotbal amical. Așadar, 100 de ani de Gloria Bistrița, iată ce zi minunată și ne bucurăm că majoritatea dintre voi ați ajuns aici în Bistrița pentru acest meci demonstrativ. Mă bucur foarte mult că împreună cu colegii mei am găsit soluții pentru a nu lăsa să treacă un eveniment atât de important cum este împlinirea celor 100 de ani de existență a clubului Gloria și care și că el a trecut de-a lungul timpului prin diferite divizii, cu diferite nume, cu diferite tipuri de organizare. Împreună cu colegii mei din Consiliul Județean, în urmă cu 4 ani, am luat decizia de a înființa un club, o instituție publică, care are în momentul de față peste 1000 de sportivi și sigur că deja din acest an cea mai dezvoltată secție a clubului va fi cea de fotbal, care va avea și echipe de copii și juniori. Avem o echipă în Liga 3-a care sper eu ca în acest an împreună cu domnul Adrian Faluba, antrenorul principal, și cu toți ceilalți care sunt în staff, să se poată pregăti pentru accederea în Liga 2-a. Ar fi un cadou frumos pentru toți iubitorii fotbalului, pentru istoria clubului Gloria, ca din anul centenar să putem reveni în a doua ligă a fotbalului românesc. E un gest de prețuire și respect pentru acești oameni, pentru tot ce au făcut ei de-a lungul vieții, pentru promovarea sportului, așa cum am spus, și în mod special pentru promovarea municipiului Bistrița, a județului Bistrița în Năsăud. Ne bucurăm și le mulțumesc din suflet că au făcut acest efort să fie aici. Mulțumim tuturor celor care ați venit să-i vedeți. Mulțumim prietenilor noștri din presă care sunt într-un număr mare astăzi aici. Le mulțumesc că prin prezența lor cumva sper să arate tinerilor și copiilor că prezența pe terenul de sport este un lucru extrem de important. La mulți ani, Gloria, la mulți ani tuturor, bunul Dumnezeu să vă dea sănătate și să ne revedem măcar la 125 de ani, dacă nu la 150. Bună ziua, dragi adevărați fotbaliști! Eu aș vrea doar să spun atât, că în umbra voastră au crescut un Viorel Moldovan, un Gabi Balit, un Lucian Sânmărtean sau un Sergiu Costin. Fotbaliști reprezentativi ai orașului nostru. Din păcate, acum cel mai vândut tricou este Messi, în loc să fie Hagi, în România. Vă doresc multă sănătate și să ne ajutați să aducem lumea înapoi la stadion. Vrem să facem ceva sănătos, vrem să avem sute mii de copii, dacă se poate, în județ, care să practice fotbal și să renaștem acest club fanion al orașului și al județului. Mulțumesc și multă sănătate! Felicitări pentru toată activitatea! Pune piciorul ăia, Florică! Lasă că stau aici, doctore! Uite, am luat două goluri, 2-0 pentru adversari. Sperăm în repriza asta să egalăm. Spuneți-mi, cum a fost timpul petrecut în cadrul clubului Gloria? Foarte frumos, amintiri frumoase.
Ne bucurăm că suntem aici, nu ne-a uitat lumea. Sperăm să revină gloria unde a fost odată, în Liga 1. Mai știți să ne spuneți una dintre amintirile dumneavoastră, așa pe scurt? Amintiri frumoase au fost multe. Locul 3 în campionat, în Liga 1, câștigarea Cupei României, multe, multe evenimente plăcute, mă. Bun, succes! Mulțumim! Bine, doctora! Este o întâlnire frumoasă, ceea ce e remarcabil pentru fotbalul bistrițean, dar și pentru fotbalul românesc. Aici s-au născut atâția talente și așa mai departe. Și ne pare bine că ne-am întâlnit aici. Vă mai aduceți aminte care a fost cel mai frumos moment în cadrul clubului Gloria? Da. A fost luptele cu Ucluj, când foarte mulți și arbitrii și ăștia erau cu ei. Și am dat un gol de la 45 de metri. Singurul gol care a determinat câștigarea acelei partide. Am fost în gară atunci și un tren întreg, când m-a văzut, eu de la Cluj, așa că m-au huiduit și după 10 secunde m-au aplaudat toți. E un moment extraordinar. Meciul de astăzi cum a fost? Bine, parcă mai tineri decât noi și frumos, nu, asta e important. Important e că am făcut mișcare, că ne-am jucat cu colegii și e frumos. Te revedem după atâția ani. Se zice că sunteți cel mai bun fotbalist bistrițean din toate timpurile. Cum vă împăcați cu ideea asta? Nu, eu am luat o astfel de decizie și cei cunoscători în fotbal. Și în primul rând Pădureanu. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, ați luat un interviu și l-ați întrebat ce jucător ați vrea să mai aduceți. Am spus, dacă ar avea Ciocan 25 de ani, pe Ciocan așa. Deci, acum sunt lipsit de modestie, deși am fost foarte talentat, am muncit mult. Mi-a plăcut. Indiferent că e antrenament, că e joc amical, eu am cu aceeași dăruire am jucat în teren. Este onoare pentru mine să joc pentru Gloria Bistrița. Au prieteni foarte mulți. Chiar fost colpier pe la Ucluj, pe la CFR. Din păcate, 3 dintre ei s-au dus. Ghiță Hurloi, Ica Moga, Coman Viorel. Asta este situația. Pentru toți am simțit că trebuie să vin astăzi. Cred că nici nu mai era alt portar peste 60 de ani care să vină de altfel. Așa că mă bucur încă o dată. Eu la Old Boys, să știți, n-am jucat la echipa Gloria oficială, dar la Old Boys, la fiecare turneu care s-a organizat, sau aici, sau la Cluj, sau Târgu Mureș, Zalău, peste tot, la Năsăud, m-am dus cu băieții de prin 2007-2008 împreună și am câștigat cam întotdeauna. Deci echipa a fost foarte bună, băieții foarte talentați. Repet, îmi pare foarte rău că unii dintre ei s-au dus. Prea repede, prea repede.